Hei, salut, sunt Ilie, vrei să câștigi un scaun de ăsta de gaming? Stai cu mine până la urmă și ai să afli ce trebuie să faci ca să câștigi un scaun de ăsta pentru gaming. Ceea ce trebuie să faci este foarte, foarte, foarte simplu. Deci trebuie să descarci jocul meu, dar eu am un joc, și să te abonezi la canalul meu de gaming, linkurile sunt în descriere. Deci în descriere a să fie două linkuri. La un link scrie jocul meu, la altul canalul meu de gaming. Trebuie să te abonezi la canalul meu de gaming și să descarci jocul meu. El este valabil pe iOS și Android. Poți să accesezi linkul doar cu telefonul tău. Adică linkul lucrează doar dacă intri de pe telefonul tău. Dacă intri de pe PC sau MacBook, n-a să lucreze linkul ăla, pentru că jocul este special pentru telefon, de exemplu iPhone, Samsung și alte telefoane iOS și Android. Deci, ca să câștigi un scaun ca asta, trebuie doar să faci lucrul ăsta. În primul rând, să descarci jocul pe telefonul tău. În al doilea rând, să te abonezi la canalul meu de gaming. Apropo, acolo deja sunt 200.000 de abonați. Trebuie să sărbătorim. Ieri am făcut primul live, așa e de ciudat, așa e de ciudat să faci un live. M-am uitat la live-ul care l-am făcut ieri și am observat o chestie, trebuie să pronunț cuvintele mai clar, pentru că câteodată pronunț cuvintele și ele nu sunt clare. De exemplu, în vlogul ăsta poate eu am repetat aceeași frază de 10 ori, dar eu am ales cea mai bună frază. Tu nu doar ai să câștigi un scaun de ăsta de gaming, dar a să fi livrat drept la tine acasă, chiar din România, și ai să alegi de care culoare vrei. De exemplu, este roșu, este verde, este albastru, morcoviu, roman. Ții de care îți place culoare? Roșu. Roșu? Oh, roșu. Da, ca la mine. Roșu e tare, tare cool. Foarte important. Când descarci jocul, te joci alea în el și îmi spui părerea ta pe canalul meu de gaming. Deci, ultimul episod care l-am postat pe canalul meu de gaming, tu intri acolo în descriere și spui: particip, jocul a fost la 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 la. Scrii ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut. E foarte important să faci lucrul ăsta. Uitați-vă și murdar aici. Știți de ce? Pentru că noi ieri am făcut camera asta. Deci ieri am luat o masă de asta și azi am setat-o, adică am pus-o de la zero la ceea ce vedeți acum. Trebuie să o mai strâng o leacă acolo, trebuie să-i pun mânier. Saltarele astea le-a făcut King Alex cu Jad. Deci ei au stat și le-au încliet acolo, bravo. Good job! Patul ăsta eu cu tata Lucate am făcut ieri. Dulapul ăsta eu singur l-am pus așa, singur l-am făcut. Așa de mult am stat la dânsul. Dar uitați-vă și frumos, camera asta cum arată diferit. Roman dorme la doilea etaj și eu la primul etaj. Așa cum e cu mult mai fain, știi? Da. Acum, de exemplu, când te culci, parcă chiar ești acasă, știi? Te trezești și te uiți așa prin părți și zici: wow, și fain. Patul cel mare l-am dus sus, adică el nu mai este aici. Poate voi vreți să vedeți cum arată jocul meu. Roman, ia, intră și joacă-te. Spune cum tu ieri te jucai și ce adicție are jocul ăsta. Tot ziua mă jucam la lecții și nu pot să nu mă joc, pentru că vreau din 5 mai mare level să am. Adică nu puteai să te oprești, da, din jucat, da? Da. Ok, deci jocul ăsta e foarte ușor. Joacă un pic. Nu trebuie să te pălești de pianul ăsta. Și cine ajunge mai departe, așa câștigă, și nimeni interesant. Cine să ajungă la 100, pentru că încă nimeni n-a ajuns la 100. Ai ajuns la 30, ura! Să vedem unde ajungi. 40, Roman, bravo! Acum mai greu a să fie. Oh my god, Roman, bravo! Oh, de la 60, da. Oh. Bravo, e că aici e greu a să fie, mă. Știu că Roman trebuie să se încurcă. E că aici. Oh my god! Așa e, Roman, cât te încurci. Ai pierdut! Good, good. Până la cât ai ajuns cel mai mult? 100. 100? Da. Tu ai ajuns la 100? Da, eu am trecut deja. Să vedem dacă tu ești mai tare decât Roman, dacă tu tot ai să ajungi la 100. Postează poza pe Facebook și dă-mi un tag, Ilie Bivol, și eu îți pun like la poza ta și îți zic bravo, a să comentez. Uitați-vă ce setup am aici. Deci ăsta e monitorul meu și ăsta e alt monitor, dar ăsta este televizorul meu. Aici eu văd comentariile voastre și aici eu văd jocul. Deci da, asta am vrut să spun, că voi puteți câștigați un scaun. Intrați în linkul din descriere, jucați-vă în jocul meu, spuneți-mi dacă vă place jocul meu și dacă vă place, eu să fiu foarte fericit. Nu uitați că puteți accesați linkul din descriere doar de pe telefonul tău. De pe un PC n-ai să poți să accesezi linkul acela, așa că neapărat să fii pe un telefon. Eu mă gândesc să fac un challenge cu Roman, eu să joc jocul ăsta și cine din noi pierde, așa trebuie să pun un gondon, un prezervar... Un președinte. Prezervativ. Prezervativ, da?
prezervativ pe cap. E bună idee, nu? Da. Cred că să fii crazy. Da, cam atât pe azi. Eu sper că v-a plăcut episodul ăsta. Voi sunteți cei mai tari și, sincer, voi chiar sunteți cei mai tari. Mersi că v-ați abonat la canalul Ilie Bivol. Apropo, scrieți în comentarii la episodul ăsta ce idei pentru canalul de gaming aveți. Adică nume pentru canalul de gaming. Cel mai creativ și interesant nume ați fi folosit pentru canalul meu de gaming. Și tu ai spus să te mândrești cu asta, că eu am folosit numele tău. Deci cam atât de azi. Asta eu am vrut vouă să vă spun astăzi. Noi ne vedem mâine cu un vlog mai lung și ați vedeți cum noi am setat toate chestiile astea aici. Cu voi a fost Ilie. Pa, pa! I'm so...